Salut oameni buni, bine ați revenit la Cariera cu FCSB. Mai antrenăm jucătorii, e meci de calificare astăzi cu AC Milan în grupele Champions League. Ne trebuie egalul acasă pe Arena Națională și am ajuns din nou în optimi și ne vom pregăti pentru primăvara europeană. 10 puncte avans față de CFR Cluj în campionat. În continuare vom simula meciurile pentru că avem 15 victorii din 15 meciuri jucate. Iată că e și știrea acolo cu Florinel Coman, care a marcat în Liga Campionilor. Un nou meci cu Universitatea Craiova, care nu este în primele 6 echipe. Și vom folosi formula cea mai bună de start. Scor final 3-0, 2 goluri Denis Man, a marcat bineînțeles și Pușcaș. Iată acolo trio Coman, Man și Moruțan. Trioul pe care am văzut prin comentarii că l-ați preferat și voi. O să jucăm așa cu cei trei și Mitriță pe bancă, pentru că deja Moruțan are 80. Voi simula direct din calendar aceste meciuri ale naționalei, meciuri amicale pe care le jucăm cu Rusia și Suedia. Cu Suedia am bătut 2-1, am pierdut însă cu Rusia, pe care am avut-o și în grupa de calificare pentru Cupa Mondială. Cu Poliaș folosim echipa a doua. Momentul ca Tsucu Dean să marcheze și niște goluri și Mihailă. Doar ce l-am luat pe Mihailă, uite, 1-0 cu Iașiul, gol Mihailă. Și a avut acel meci fantastic pentru România Under 21, hat-trick-ul acela pe care l-a dat de curând. Iată că exact jucătorul pe care l-am luat în această vară 2021 rupe realitate pentru echipa națională Under 21. Și este meciul lunii noiembrie. Și nu este acela cu Dinamo, este meciul cu AC Milan. 8 puncte pentru Milan, 10 puncte pentru noi. Disputăm în principal primul loc în această grupă cu ei. O victorie și suntem deja pe primul loc cu etapă înainte de finalul grupelor Champions League. AC Milan, de departe, cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o în această grupă. 0-0, un meci în care n-am avut nicio ocazie. De data asta va fi Iulian Cristea în apărare alături de Kirikeș. În rest, aceeași formulă ca de obicei. Și sperăm să realizăm o victorie. Nu m-am uitat în atac pe cine aveam. Sper să fie Coman, Moruțan și Cuman. N-am fost atent acolo. Obișnuit să joc cu aceeași echipă în meciurile astea importante. Diego Costa, tricoul lui Milan. Avem Coman, Moruțan, Man. Deci e perfect. 81, 80, 82. Super mijloc pe care l-am format. 4-3-1-2 Milanul. Aceeași formulă pe care au utilizat-o și ei în primul meci. Așa că să vedem ce vor face în partida asta din deplasare. Clar mai ok pentru ei să joace pe San Siro. Kessié cu Klosterman și Benacer. Ia uite ce pas aici către Klosterman. Probabil va centra. O face, dar îl are lângă el pe De Marcos. A intervenit bine De Marcos și avem un contraatac cu Pușcaș și Olimpiu Moruțan. I-a trimis Pușcaș cumva lui Olimpiu. Man, tot cu Pușcaș, Florinel în centru. Coman driblează și un șut cu stângul pe lângă poartă. Foarte bun șutul. Am fost aproape să înscriem primul gol al meciului. Bine, a fost pe lângă poartă, dar este un efort bun. Olimpiu, Man, haide Denis, pasă din braziliană Pușcaș, eșuată. Nu combina atât de bine Pușcaș, nu e ca Zlatan aici, la acest aspect. Dar cu siguranță șutează foarte bine la poartă. La finishing mi s-a părut cel mai bun vârf pe care l-am avut până acum. Avem toată echipa acolo, la mijlocul terenului. Stăm la 40 de metri de poartă cu fundașii. Așa se joacă acasă. În general, nu suntem obișnuiți ca echipele noastre să se apere așa pe două linii. Dar nu și în această carieră. Distrugem echipele mari ale Europei. Apără Reina. Bine, mai puțin pe Milan. Pe Milan clar nu o să putem distruge. Apără Reina din nou. Abia pus să treci de apărarea lor. Sper să reușim cu Coman sau Cuman. Acolo în bandă. Florinel. Este în aceste momente în care Coman, dribling bun și o pasă încercată către George Pușcaș. Granit Xhaka.
Diego Costa greșește. Poate fi momentul nostru. Coman și Moruțan. E datoria lui Pușcaș să le trimită mingea. Olimpiu în careu cu mingea încercată în centru. Nu poți să trimiți acolo în centru. Este imposibil. Mereu este un fundaș acolo foarte bine plasat. 0-0 la pauză. Nu este un scor rău. Pușcaș nu e chiar meciul lui. Avem nevoie de alt jucător acolo și voi face o schimbare. Momentul unei modificări. Pușcaș nu se poate descurca. Avem nevoie de un jucător mai tehnic. Alexandru Mitriță va fi atacant și o să jucăm cu toți jucătorii noștri tehnici în atac pentru restul meciului. Coman cu recuperarea. Mitriță îi lasă mingea lui Olimpiu printre picioarele adversarului Olimpiu. Borțan acolo, pase bune cu Florinel. Coman în careu, este gol! FCSB, Florinel Coman, 1-0 în minutul 58. Spargem gheața în sfârșit cu AC Milan prin Florinel Coman, alături de Moruțan au făcut o fază fabuloasă și bătut Lunin la colțul scurt de Florinel. Este o tactică foarte ofensivă pe care am pregătit-o pentru această partidă. Căutăm victoria. În cazul unei înfrângeri, Milanul riscă calificarea. Ar fi Liverpool cu 7 puncte, ei cu 8. Au meci direct. Este momentul lui Liverpool să câștige meciul cu Milan și să se califice. Sau poate că va fi prea tare Milanul pentru ei. O fază foarte bună cu Trone. Egalează destul de repede. Au pasat perfect. Și se află acolo italianul cu Trone. Excelentă fază. Efectiv, la această fază nu ai ce să faci. Nu te poți împotrivi echipei adverse. Minge lungă, Bancu cu capul. Mitriță cu Denis Mann. E o pasă fantastică a lui Mitriță. Denis Mann! 2-1. Ce fază! Uite așa, da, aici s-a văzut nivelul lui Mitriță. De un astfel de jucător am avut nevoie pentru restul meciului. Vine cu pasa de gol Mitriță către Denis Mann, iar Mann alături de Coman înscriu și poate că ne vor califica în primăvara europeană. Mai avem foarte puțin. Pacheta. E o combinație cu Cutrone, un călcăi. Și e golul marcat de Olivier Giroud. Poți să jur că e Giroud ăla. Unde a apărut Giroud? Stai așa. Nu știu cine a marcat, pentru că nu arată în apropiere. Da, este Olivier Giroud la AC Milan. Și a scris, e primul său gol în Champions League. L-am văzut după barba aia măiastră. Egalează Giroud minutul 85. Uite, avem doi jucători de viteză și destul de buni. Vână și Mihăilă. Fotbal jucat de AC Milan. Foarte bun. Cristea cu o intervenție superbă. Iar acum e rândul lui Vână și al lui Mihăilă, rezervele echipei noastre pot să facă diferența. Viteziștii de pe bancă. Vână cu pasa la Mihăilă, Mihăilă cu Nedel, cu Dragoș Nedel, cu șutul cu stângul. N-a fost bun deloc. Păcat de această fază. Însă la 2-2 suntem calificați în optimile Champions League. Iar acum vine fluierul final. Asta a fost 2-2 pe arena națională, 2 egaluri cu Milan în această grupă. Am fost aproape să câștigăm, ne-au egalat de 2 ori. Giroud le obține un punct. Ia uitați-vă la acest program, oameni buni. Mergi cu Dinamo pe 27 și după aia este, doamne, minunat. Avem 2 meciuri în Liga 1 în 2 zile. Jucăm joi și după aia jucăm vineri. Cum adică jucăm joi și după aia jucăm vineri? Noroc că putem să aliniem într-adevăr două echipe în două zile diferite și să nu conteze lucrul ăsta. Dar în realitate nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Trebuie să ai cel puțin, și asta e minimul, o zi între meciuri. Și așa o zi este prea puțin. Dar să joci două meciuri în două zile, ceva ce n-am mai văzut nicăieri. Echipa a doua cu Dinamo. Poate să facem un egal până la urmă în acest sezon. Da, ne-a bătut Dinamo. Prima echipă care ne încurcă în 18 etape este Dinamo București.
Mârjiac și Montini au marcat alături de Țucudean și am pierdut acest meci voluntar. L-a bătut pe Viitorul. Am folosit prima echipă cu Viitorul. Sper să... Nu știu ce să facem. Așa ceva n-am mai văzut. Nu știu, spuneți-mi voi dacă ați văzut așa ceva vreodată, că eu personal l-am mai întâlnit. Meci cu Viitorul în deplasare, mai e și deplasare. Batem 2-1 prin cele două goluri ale lui Coman. Iar apoi o zi mai târziu deja mă dă în meci. Meci tot în deplasare cu Mediaș, măcar de le jucam acasă. Uitați-vă jucătorii ăștia cât de obosiți sunt. Pușcaș s-a accidentat. Nu cred. Hai să vedem câtă vreme va lipsi Pușcaș, o lună și jumătate. E bine că acum ne apropiem de luna decembrie. De fapt, suntem în decembrie. Așa că s-a accidentat într-un moment potrivit. Să joace Mitriță, pentru că este obosit vână. Da, deplasarea la Constanța, după care echipa, nu știu, pleacă noaptea respectivă către Mediaș, se cazează la Mediaș și a doua zi joacă și cu Mediaș. Sau, de fapt, ne-am trimis două autocare, unul la Mediaș și unul la Constanța, cu două rânduri de jucători ca să joace în aceste două etape. Unul la unul, Mitriță și Dumitru, care știu că era jucătorul nostru. Bine, s-ar putea să fie alt Dumitru. Ca, cred că ăsta e Dumitru Cardoso. Da, unul la unul cu media și ne încurcăm din nou. În sfârșit am avut niște meciuri în care n-am mai avut un traseu perfect. Și ultima etapă de Champions League. Milan 9 puncte, Liverpool 7. E același lucru până la urmă. Dacă Liverpool câștigă, face 10 puncte și trece peste Milan. Dacă Milanul bate și noi nu o facem, luăm locul 2 în cazul în care Milan bate pe Liverpool. Sunt lucruri simple. S-a rupt și Man? Ia stai mă. Cum adică s-a rupt Man? S-a rupt Denis Man, tot o lună și jumătate. Băi, mai bine acum decât înainte de finala Champions League, să spunem, dacă vom reuși să ajungem până acolo. Ar fi un scenariu într-adevăr horror. Avem Țucudean, avem Mitriță, este o echipă la fel de bună, nu voi juca acest meci. O să simulăm. Beşiktaş, 0 puncte din 5 meciuri. Nici măcar n-au înscris goluri cu Milan și Liverpool. Și batem și noi 1-0 în acest meci simulat. Mitriță, unicul marcator, terminăm într-adevăr pe primul loc în grupa de Champions League cu 14 puncte. Aflăm imediat echipele care s-au calificat mai departe și cu cine vom juca în optimile Ligii Campionilor. Este un meci foarte important. N-am nimerit atât de greu data trecută cu Napoli. Deci avem așa, Barcelona și Chelsea s-au impus în grupa A. Ajaxul se duce în Europa League. Barcelona a bătut în toate meciurile, 6 victorii. Dortmund cu Lyon în grupa B, FCSB și Liverpool. Mă bucur mult că s-a calificat Liverpool. Au jucători foarte buni și vreau să-i văd acolo în primăvară europeană Champions League. 2-1 au câștigat la Milan. Un scenariu așa foarte urât pentru cei dintre voi care țin cu AC Milan. Leipzig, Real Madrid pe 2. Până la urmă a trecut și Realul o grupă echilibrată. Realul a trecut cu 7 puncte de această grupă. United cu Juventus, 5 victorii și o înfrângere pentru ambele echipe. City a bătut tot, Inter pe 2, PSG, Leverkusen din grupa G, Atletico cu Bayern din grupa H. Nu prea sunt surprize, noi am putea întâlni echipe clasate pe 2. Chelsea, Lyon, Real Madrid, Juventus, ar fi niște scenarii foarte aiurea. Să jucăm meciul cu CFR Cluj. Bine, îl simulez. CFR totuși e aproape, frate, 7 puncte distanță, joacă perfect și Clujul, făcut egal cu Alkmaar. Să vedem ce a făcut și CFR-ul în grupa de Europa League, 3-1, Bancu Muruțan Coman. Victorie importantă în meciul direct cu contracandidata la titlu. Deci în Europa League, CFR Cluj, ultimul loc în grupa G. Arsenal maxim de puncte, Betis pe 2, CFR-ul a obținut un singur egal cu Alkmaar, chiar în ultima etapă când nu mai conta. Hai să vedem cu cine am picat. Cu Chelsea, FCSB, Chelsea în optimile Champions League. Am mai întâlnit-o pe Chelsea. Barça a picat cu Juventus, Liverpool cu Dortmund, super meciuri în optimi. Intră Atletico, Real cu PSG, iarăși s-a mai întâmplat să se întâlnească. Bayern cu United. Avem meciuri foarte tari. M-aș aștepta să treacă City de Leverkusen. Leipzig cu Lyon pare un meci destul de echilibrat, dar avem meciuri puternice. Vreau să fac și un transfer în acest episod. Probabil că o să fie titlu, așa că știți probabil despre cine este vorba. Vom vedea acum ce se va întâmpla. Meci cu voluntari, ultimul din 2021 și ajungem în 2022.
22. Voluntari. Victorie cu Botoșani, victorie cu Clinceni, au pierdut însă cu CFR-ul 3-0. Din nou, două goluri Coman, un gol Muruțan. Sunt curios să văd cum stăm din punct de vedere al golgheterilor. Montini a marcat 12 goluri. De la noi îl avem pe Man cu 8 goluri, dar avem mai mulți jucători care au înscris pe aici. Mitrița, spre exemplu, are 7, dar a jucat doar 7 meciuri Mitrița în acest sezon. Și suntem oficial în 2022. Începe perioada de transferuri. Ofertă pentru Iulian Cristea, 4.200.000 de euro, încă din prima zi de la Alkmaar. Și vreau să-l dau pe Iulian Cristea. Putem obține chiar mai mult, probabil. Este o ofertă bună. Mergem să negociem cu olandezii. Cristea a fost mai mult rezervă pe parcursul carierei. Țăru, Planici, este și Kirikeș la echipa, are competiție mare. Ia să vedem, 4.200.000, atât este și valoarea lui. Poate vor să dea 6 milioane, sper să nu se supere sau ceva, că e suma prea mare. 4.300.000. Încercăm 5, poate ne dau 5 milioane pe el. 4.200.000 și 1%. Hai mă, pe bune. Măcar 4.600.000. Așa, acolo. Pe bune, nu se poate. Bă, n-au vrut deloc, ruptul capului. Ohoho, ofertă pe Denis Mann. 35 de milioane de euro. Dar nu vreau să îl vând. Dacă acum a ajuns să primească ofertă de 35 de milioane, cota lui e la 25. Dacă câștigăm Champions League-ul, reușim performanța asta, îl vom vinde pe Man cu o sumă uriașă și asta e dorința mea, să vedem pe cât pleacă băieții la final. Încă o ofertă pe Cristea de la Salzburg. Hai să negociem cu Red Bull Salzburg. Poate ei vor da 4 milioane și jumătate pe el. 4.550.000. 4.150.000. Bă, dar chiar așa? Vreau câteva sute de mii aici pe un fundaș. Bun. Gata, hai că îl dăm pe 4.250.000. O sumă bună pentru o rezervă a echipei noastre, un fundaș central. Așteptăm să se înțeleagă cu cei de la Red Bull. Două oferte pe Planici. Oferte bune, 4.500.000. Gata, a plecat Cristea, deci pe Planici nu mai dau. Și aș vrea, bineînțeles, să-l iau pe Sergio Ramos. Ar fi pe acolo. Are un weekly wage destul de ok, 71.000, 35 de ani, 82 OVR, un jucător care ne-ar ajuta în defensivă să joace acolo alături de Kirikeș. Ar fi super tare. Un jucător care a câștigat de mai multe ori Liga. Și aici vine Jurgen Klopp. Frumos. La birou, la Gigi Becali, se uită cu ardoare la tricoul lui Coman, ar vrea și el un astfel de jucător acolo, din păcate trebuie să se mulțumească cu Sadio Mane, pentru că momentan Florinel este netransferabil, abia în vară, că în vară e minim 80 de milioane. Avem o primă ofertă așa de făcut, hai să zicem 16 milioane de euro pentru Sergio Ramos. Și a acceptat. Da, cred că puteam oferi și mai puțin. Acolo, la recomandare, scria cel puțin 17 să ofer. Cota lui era la 13 și jumătate, dar sunt convins că Jurgen, după acel autogol, a vrut să scape de Ramos. Oricum, era vorbită treaba. Trebuia Ramos să se dea la o parte puțin, să tocăm pe Liverpool, să le dăm 7 goluri în 2 meciuri, ca apoi să vină la FCSB să joace și să câștige Liga Campionilor, că asta este miza. Negociem chiar acum cu Sergio Ramos. Un nou bătrân, într-adevăr, dar n-avem numai bătrâni, da? Mascherano și Ramos și Reina, 3. Dar trebuie să ai și un plus de experiență acolo, competițională. Nu putem să jucăm doar cu tinerii. Vine Ramos cu tatuaje, cu alea, dar trecem peste. Rolul lui Ramos. Crucial. Probabil ar fi vrut crucial oricum. Contract pe un an, dacă am dat atâția bani... Sincer, aș vrea cel puțin 2 ani, ar avea 37 de ani, oricum mai mult de atât o să țin această carieră. Aș zice 60.000 și așa e, destul de mult. Unesc o să accepte. Da, a acceptat. Se putea și mai puțin, dar am vrut să merg la sigur. Avem un ultim transfer de mare anvergură din această carieră. Sergio Ramos, am semnat cu un jucător de top care va completa defensiva alături de Kirikeș. Ce transfer am făcut! Asta este echipa cu care atacăm primăvara europeană în Champions League. Arată foarte bine, destui jucători peste 80. Kirikeș și Nedelcu se apropie și ei de valoarea respectivă. Oricum, în afară de Banco, ar fi toți jucători de gold, să spunem așa, dacă ar fi pe Ultimate Team. Ramos,
Nu mai are viteza de odinioară, 57 acceleration, 50 sprint speed, dar are 80 defensive aware, heading accuracy 82, stats urbune pentru un fundaș central, destule traituri și o să fie o defensivă bună, Kirikei și alături de Ramos. Data viitoare voi juca meciurile cu Chelsea, din nou optimile Champions League, trebuie să reușim mai multe de această dată. Iată-l pe Ramos, în tricoul FCSB, pe final de carieră. Sper că v-a plăcut, oameni buni, acest episod din carieră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să stați un like acolo, mă ajută foarte mult. Cam atât. Pa, pa!